Bună ziua, domnule consilier județean, bine v-am găsit. Bine ați revenit. Domnule consilier județean, am auzit că ați avut o altă interpelare în Consiliul Județean. V-ați adresat consilierul privind probleme de interes cetățenesc. Ce ați discutat? Da, poate cea mai importantă problemă care afectează direct astăzi cetățeanul este acțiunea acestei societăți, SCE Coacua, și implicit al directorului general, de a trece la paușal mii de apartamente din municipiul Călăraș. Lucrul ăsta a devenit extrem de serios și am solicitat colegilor din Consiliul Județean, colegilor consilieri, conducerii Consiliului Județean să ia act de acest lucru și să ia măsuri. Că este, după părerea mea, este foarte grav ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, asistăm la mari abuzuri atunci când un cetățean este trecut sau consumul de apă este trecut în paușal și să mă explic de ce. Acest fapt este reglementat de legea 241. Este reglementat de un ordin al președintului ANRSC, ordin 89. Este reglementat de regulamentul de funcționare al societății și, nu în ultimul rând, este reglementat de contractul de furnizare de apă. Și anume, faptul că un apartament contorizat nu poate fi trecut în documente ca fiind necontorizat. De ce spun acest lucru? Și mă repet, un apartament contorizat nu poate fi trecut în documente ca fiind necontorizat. Deoarece numai apartamentele necontorizate pot fi trecute la paușal. Și în acest sens avem de-a face un abuz și trebuie neapărat să luăm atitudine să stopăm acest lucru, deoarece mii de cetățeni din municipiul Călăraș li se încasează bani pe un consum de apă pe care nu ar trebui să-l plătească pentru că este un abuz. Sume nedatorate, spuneți. Sume nedatorate. Și să mă explic. Atunci când un cetățean uită să declare indexul, să transmită indexul, nu este acasă, este în concediu sau din diferite motive, în secunda următoare, reprezentanții acestei societăți îl trece, consumul de apă îl trece în paușal. Dar atunci când să spunem că se revine asupra consumului normal, cetățeanul trimite acest index sau dă acest index operatorului care vine la apartament, atunci reglarea consumului de apă se face prin index. Și vreau să fiu foarte clar și să dau un exemplu. Dacă la un apartament avem un index de 100, să spunem 100 de metri cubi, mă trece la paușal luna aceasta, că am uitat să-l dau, n-am putut să-l dau, am mai multe motive de nu am trimis acest index, automat societatea, repet, printr-un abuz mă trece la paușal, plătesc în jur de 6,3 metri cub de persoană pe apartament respectiv, între timp eu revin din concediu sau am rezolvat problema pentru care nu am putut să predau acest index, trimit acest index și să spunem că acel index este 110. Deci avem 100 și 110. Societatea este obligată să te factureze după index în continuare. Să zicem, dom'le, revenim la situația anterioară. Dar cum consumul înregistrat de mine este de la 100, înainte să mă treacă la paușal la 110, am 10 metri cub pe care voi plăti. Dar ce fac cu consumul de paușal, când m-au trecut la paușal când aveam 100 și pe care eu l-am plătit. Ce fac cu acest lucru? Conform societății, abuziv, iar încă o dată spun lucrul ăsta, te încasează și încasează în plus o cantitate de apă. În aceeași perioadă.
Da? Pentru că, repet, când se revine la starea anterioară, se face după index. Și eu am 10 metri cub pe care îi plătesc și pe ăștia. Că nu se poate altfel. Dă cumva această societate, face facturi de ștornul, dă bani înapoi la oameni? Nu. Și atunci, aici apare marele abuz pe care îl face. La mii de oameni s-au luat bani în plus. În municipiul Grăș, spuneați dumneavoastră. Numai și numai în municipiul Grăș. S-au luat bani în plus. Societatea, prin acest abuz, dar nu dă bani înapoi și atunci va trebui să luăm atitudine. Am luat atitudine, dar degeaba vorbesc în cadrul Consiliului Județean, degeaba fac petiții, degeaba le spun colegilor, degeaba le spun conducerii că nu se întâmplă nimic. Și atunci va trebui să luăm o altă măsură. După părerea mea, s-a ajuns în măsura în care trebuie să mergem în instanță. Și atunci cei lezați de această problemă ar trebui să ne unim cu toții să facem în instanță, să ne câștigăm drepturile, s-a ajuns aici. Când lucrurile se puteau rezolva foarte clar la nivel de Consiliul Județean. Dar se pare că nu se vrea, nu se vrea. Era să zic nu se poate. Eu cred că se poate, nu se vrea. Ce au spus colegii consilieri? Absolut toți au spus că am dreptate. Dar știți că nu putem face, nu putem face nimic. Și atunci am tras concluzia că singura soluție este să ne unim, toți cei care suntem lezați, pentru că și eu sunt lezat de această problemă, să mergem în stanță, să ne câștigăm drepturile prin instanță, iar cei care au greșit să plătească. Că vă mai spun încă un lucru. Soluția la aceste probleme este următoarea. În momentul când tu ai uitat să dai indexul luna aceasta, repet, din diferite motive, societatea avea obligația să-ți impună un consum pe istoricul tău, adică societatea știe cam cât consum ai tu în fiecare lună. Și totul se regla prin index. Luna următoare că se citea corect. Atunci când se revenea la normal, totul mergea mai departe prin index și nu se mai suprapuneau două cantități de apă pe care le plăteai în același timp. Deci, încă o dată, după părerea mea, lucrurile au mers mult, mult mai departe. Sunt mici de cetățeni de municipiul Căraș, văd că nu se face nimic, cu toate insistențele, cu toate solicitările mele, și atunci cred că singura soluție este să ne unim, să mergem în stanță și pe aceste cale să ne câștigăm drepturile. Mă gândeam, domnule consilier județean, ce s-ar întâmpla dacă distrii gazul, de exemplu, sau Enel? Ar factura și în sistem paușal, deși toate locațiile sunt contorizate. Ce s-ar întâmpla? Păi eu cred că cele două instituții de care vorbiți noastră sunt conduse de oameni cu capul pe umeri. Pentru că, încă o dată, nu poți să treci la paușal un apartament contorizat, să-l transform în apartament pe hârtie, necontorizat și să-l... Pentru că avem leși care o interesează. E clar. Mulțumim. Mulțumesc.